În 2023, pensia medie în Republica Moldova va constitui estimativ 3.422 de lei, ceea ce este în creștere cu 556 de lei față de anul 2022, când pensia medie a constituit 2.886 de lei pentru o lună, scrie expertul în economie Veceslav Ioniță. În anul 1990, pensia medie în Moldova era de 95,6 ruble per lună, ceea ce a constituit valoarea maximă ca putere de cumpărare. Apoi au urmat 10 de ani de prăbușire a valorii reale a pensiei la bătrânii noștri. Către anul 2000, puterea de cumpărarea pensiei a fost de aproape 7 ori mai mică decât în 1990. Altfel spus, bătrânii au devenit de 7 ori mai săraci decât 10 ani înainte. Apoi au urmat 10 ani de recuperare rapidă, stagnarea, recuperarea și doar în 2024, conform estimărilor, pensia medie în Republica Moldova va ajunge la valoarea reală din 1990. Anii 1990-2000 au fost cei mai negri ani în viața persoanelor în etate din Moldova, în special primii 5 ani, când pensia scădea în valori reale cu 22,5% anual. Apoi au urmat 10 ani de recuperare rapidă, cea mai mare creștere reală a pensiei fiind înregistrată în anii 2001-2005, când pensia creștea în mediu cu 21,8% anual. În perioada sovietică, cel mai mult veniturile pensionarilor au crescut în anii 1976-1980 cu 4,9% anual. În ultimii 8 ani, pensia reală în Moldova crește cu 6,6% anual, ceea ce este dublu față de creșterea înregistrată în perioada sovietică.